În urmă cu două decenii, câțiva dintre credincioșii comunei vasluiene Ivănești au renunțat la o parte din pământul moștenit de la părinți și l-au donat pentru ridicarea unei mănăstiri. La îndemnul părintelui Justin Pârvu, au venit aici ieromonahul Irineu Sandu și trei monahi. Acum mănăstirea are o biserică, un paraclis, corpuri de chilii și este vizitată de pelerini din toată țara. Ocrotită de Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, mănăstirea Ivănești și-a sărbătorit astăzi hramul. Obștea mănăstirii Ivănești din județul Vaslui a trăit astăzi bucuria sărbării hramului în prezența a sute de pelerini. Sfânta liturghie a fost oficiată la altarul de vară de preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor. Ierarhul a spus celor prezenți că textul scripturistic despre vestea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul îi îndeamnă pe părinți la implicare în educarea religioasă a copiilor. Este cea mai minunată, dacă vreți, veste, cel mai minunat cuvânt pe care Dumnezeu îl poate încredința unor părinți. Ca acel copil sau copiii vor fi bucurie și veselie pentru părinți, dar și pentru cei din jurul lor și chiar pentru acel copil. De aceea sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul este un moment de reflexie, un moment de meditație pentru toți părinții cărora Dumnezeu le-a dăruit copii. Să aibă grijă ca prin educația pe care le oferă, prin credința pe care o așează în sufletele lor, o cultivă în inimile lor, prin grija de a le vorbi despre Hristos, de a le vorbi despre valorile Evangheliei, prin această grijă, copiii să fie o mare bucurie, o mare binecuvântare pentru ei. Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești datează de la începutul anilor 2000.